Bună seara la noi, bună ziua la invitații noștri, pentru că mergem rapid în Florida. Domnul Adrian Turcu, român stabilit acolo, doamna Simona Botezan, care a acceptat dialogul cu noi. Vă mulțumesc că amândurora. Bună ziua, domnule Turcu! Salutare tuturor! Unde sunteți și pare că e o Florida însorită acum, după ce a, da, ce a fost? Păi, vă rog! În ultimele 24 de ore am trăit cu groază toate evenimentele, iar în sfârșit soarele apare de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Ieri la ora 8:30 cred că am avut 4 ore de groază, pentru că din câte am văzut online atinsese pământul uraganul Milton și vreau să zic că 4 ore și undeva la 30 de minute, ceva de genul ăsta, au fost vânturi continuu, 160 de km la oră. Eu personal nu am mai trăit așa ceva. Nu suntem de mult mutați în Statele Unite, suntem de doar 2 ani, dar pare că nimic nu se întâmplă și nu s-a întâmplat mare lucru față de ce ne-au anunțat autoritățile. Care sunt, domnule Turcu, care sunt ultimele vești meteo? Următoarele 3 zile vor fi însorite absolut, fără pic de vânt, fără precipitații, absolut nimic. Și atunci vă întreb, cum au fost ultimele 24 de ore, mi-ați spus, vânturi continue, da, 160 de kilometri la oră. Ați ajuns în situația de a decide, da, să plecați puțin din zonă sau nu a fost cazul? Am fost pe muchie de cuții să plecăm. Vă dați seama că informațiile care vin din media și sunt aproape groaznice. Cuvântul catastrofal pe mine cel puțin mă sperie îngrozitor. Sunt tată a 2 copii, am familie aici. Dar am luat decizia să rămânem, pentru că oamenii care îi vedeți în spatele meu sau ei sunt floridieni care stau de o viață. Știu ce înseamnă, mai ales că noi acum ne aflăm în sezonul uraganelor. Știți că acum o săptămână am avut Helene, acum este Milton. Floridienii de obicei nu pleacă. Sau zonele unde trăim noi, unde suntem noi acum, este o categorie D de inundații. Cei A, de pe A, B, C au fost evacuați aproape obligatoriu, sau cei care n-au vrut să plece, la orice apel către un 112 la noi, da, nu răspunde nimeni, în sensul că poliție, pompieri nu vor veni în caz că ești acolo unde trebuia să fie evacuat. Așa că am decis să rămânem și nu-mi pare rău că am rămas. Nu s-a întâmplat mare lucru. Vreau să zic că au fost 4 ore și jumătate de vânturi extreme. Nu am mai trăit așa ceva. Ne-am pus la geamuri protecții metalice să nu ne intre vreo creangă, vreun arbore care să-l ia vântul și nu s-a întâmplat mare lucru, așa că nu știu ce să zic. Data viitoare, cu siguranță, n-am să mai evacuez nicio zonă. Dar Helene, cum a fost, domnule Turcu? Cum ați trecut prin Helene? A fost diferit. Nu a fost atât de grav, atât de insistent cu vânturile de azi noapte, dar în schimb Bay-ul, apa din Golful Mexic, a inundat aproape până la, nu știu, undeva la 500 de metri față de țărm și cred că înălțimea valurilor au fost de metri, nu vreau să exagerez. Am niște filmări care astea să vi le trimit după ce o să închidem, eventual. Ce să zic, oamenii și-au scos afară toată mobila din casă, pentru că au fost inundați și și-au pierdut cam tot. Dar vorbesc de cei care stau chiar în zona de țărm, chiar acolo, primii 300 de metri de apă. Pentru că știți, oamenii își construiesc case lângă apă pentru peisaj. Și toți absolut au fost
inundați. Să știți că noi de aici, de la București, de putem, putem zări, domnule Turcu, în spatele dumneavoastră, inclusiv doi copii pe bicicletă și poate că merită să o spunem pentru toți cei care ne urmăresc. Iată, un autoturism care iese. Vedem așadar o stradă inundată, da, o arteră din acest cartier care e totuși inundată. Pare că dumneavoastră stați într-o zonă puțin mai înaltă și că apa crește abia în spatele dumneavoastră, dar contrastul e foarte mare. Să vorbim într-adevăr despre un uragan care, ce bine că n-a avut puterea la nivel 5 și că iată azi e o zi însorită. Da. Inițial, să știți că am avut parte de șoc. Când am aflat că cei care nu au evacuat trebuie să își scrie numele pe mână, cu un pic sau ceva, să poată fi identificați în caz de recunoscuți. Tragedie. Da, da, identificați, recunoscuți. Absolut groaznic. Dar... ce să zic, autoritățile comunică prin noi doar prin mesaje, prin terminalele GSM. Știți că există acel sistem de emergency, adică l-avem și în România. Așa comunică autoritățile cu noi, ne spune că trebuie să găsim shelter sau să ne adăpostim în casă, că în următoarele ore vor veni vânturi puternice. Da, asta am făcut, ne-am protejat, ne-am... Dar în orice caz... Dar există, totuși, domnule Turcu? Nu știu. Iertați-mă, și există genul acesta de adăposturi? Ca să avem o imagine clară despre ce fel de shelter... Da, există orice școală, orice liceu. Ok. Orice școală, orice liceu. De exemplu, aici în Hillsborough County, unde trăim noi, toate școlile, absolut toate școlile au fost închise... Și s-au transformat în shelter, adăposturi pentru cei de obicei, cei nevoia, și nu-i neapărat cei care au o casă, pleacă pe shelter. Dar cei nevoiași vor merge acolo. Și sau dacă furtuna e atât de gravă încât inundă casele care le vedeți în spatele meu. Vă mai întreb doar atât, pentru că spuneați la început și poate că mulți știu, mulți nu știu. Floridienii sunt, sau cel puțin astăzi, având în vedere prin ce trec poate an de an, sunt ceva mai relaxați. Poate că primesc informațiile cu un grad de relaxare, să spunem, dar în jurul dumneavoastră, domnule Turcu, sunt case fortificate într-un mod extraordinar sau vorbim totuși despre un cartier... Case normale, cu acoperișuri normale? Da, sunt câteva reglementări. După 2005 am înțeles. Știți că sunt acele case din lemn. Aici, exact. Tot ce vedeți în spatele meu, nu mai există așa ceva. Sunt case din beton și rezistă la uragane de cel puțin categoria 5. Așa că... Nu există nicio problemă. Singurele zone sensibile sunt geamurile, dar dacă vă aș fi arăta și vă arăt, sus acolo vedeți cum sunt protejate cu niște părți metalice? Da, da. Par a fi ca foile de aluminiu. Da. Constructorul, când îți predă casa... ai opțiune acolo să bifezi, vreau și protecție pentru uragan. Îți dă un fel de kit care îl ții în garaj și îl montezi cu, nu știu, cu o zi înainte, 24 de ore înainte de uragan efectiv să te afecteze. Mulțumesc. Vânturile respective. Așa că cei care stau la casa aici au inclusiv aceste întăriri. Mulțumesc mult, domnule Turcu, mai presus de orice, să fiți sănătos și să fie doar zile însorite de acum încolo în Tampa, Florida. Noi suntem aici și punem mâna din nou pe telefon dacă se îngroașe gluma din nou. Mulțumesc mult pentru dialogul cu România, cu Euronews. Doamna Botezan, sărut mâinile încă o dată. Cum au fost ultimele 24 de ore? Așa cum spunea și domnul Turcu,
Am făcut și eu același lucru, am cântărit decizia de a pleca sau de a rămâne. Eu sunt de mai mult timp în Florida, am experimentat și evacuarea în 2017 pentru uraganul Irma, care de asemenea se anunța categoria 5 și care urma să lovească Tampa, și știu exact ce înseamnă evacuarea în aceste condiții. A fost cel mai cumplit drum pe care l-am făcut vreodată. Ne-au trebuit 17 ore ca să evacuăm, din cauza că milioane de oameni erau practic pe două autostrăzi, pe Interstate 75 și Interstate 95. Același lucru s-a întâmplat și acum, în momentul în care autoritățile au început să ne anunțe că va veni uraganul și că va fi un uragan foarte puternic. Au început să dispară benzina de la stațiile PECO, oamenii au început să se panicheze, am văzut deja coloane de mașini care stăteau bară în bară și care nu puteau să înainteze. Am avut vecini și am avut alți prieteni români care au încercat să evacueze și cu care am ținut legătura și care îmi spuneau că au umblat către 3-4 ore ca să găsească benzină. Am avut un prieten care a plecat duminică și după 3-4 ore de căutat benzină a reușit să parcurgă 100 de mile din Tampa până în Gainesville. Deci șansele să ajungi undeva foarte departe sunt destul de mici când vine o catastrofă de genul acesta, și pentru că o experimentasem deja, am decis să rămân și am petrecut ultimele 24 de ore împreună cu două familii de români la niște prieteni în Newport Richey, Florida, la undeva la 40 de mile aproximativ față de centrul orașului Tampa. Eu locuiesc în The Eagles Community la 20 de mile nord-vest față de centrul orașului Tampa. Am decis să merg la ei pentru că ei au o casă nouă, exact așa cum spunea și domnul Turcu, casa lor este prevăzută cu acele protecții pentru uragan și este construită în urmă cu 2 ani, deci după ultimele standarde. Casa mea este construită în 1996, este de asemenea o casă foarte solidă, dar construită după standardele anilor 90, și atunci am decis să merg și să fiu cu ei, tocmai pentru că știam că în aceste situații serviciul de urgență 911 nu mai răspunde, iar autoritățile ne anunțau că cei din zonele A, B și C care au fost evacuați vor trebui să plece pentru că altfel își riscă viața. Și eu locuiesc tot în Hillsborough County și la noi evacuarea a fost până la zona C. Eu locuiesc undeva la limita între zona C și D, dar sunt în zona D, iar astăzi când m-am întors acasă am văzut chiar și case din cartierul meu, din comunitatea mea, care erau în zona C și care erau inundate sau apa era pe străzi, cel puțin pe driveway, aproape până la ușile oamenilor. Am văzut și pe grupul Facebook pe care îl avem noi cu The Eagles Community, vecini care ne rugau să nu conducem pe străzile inundate pentru că apa care s-a strâns le va intra în case și le va distruge parchetul pentru că era foarte aproape de intrarea lor. Da, din păcate noi nu am reușit, de exemplu, să contactăm una dintre familiile cu care și dumneavoastră ați fost în contact. Am primit doar informația că sunt pene succesive, a fost destul de dificil să putem stabili o conexiune cu cineva care nu are curent electric, de exemplu. Dar știți ce m-ați făcut curios, distinsă doamnă? Vă pune pe gânduri oare și Milton și ieralaltă ieri Helen, simțiți astăzi că aveți mai multe motive să vă întăriți propria casă? Da, cred că voi face două lucruri. În primul și în primul rând, cred că voi tăia palmierii care sunt foarte aproape de casă și foarte înalți și care de fapt sunt principalul risc pentru casa mea. Am și în spate palmieri, acum sunt pe terasă și puteți să vedeți palmierii în spatele meu, dar sunt la distanță destul de mare, nu există riscul să cadă, deci la asta mă gândesc. Palmierii din fața casei cred că am să-i tai. Și această protecție pentru uragan, cu care din păcate casa mea nu este prevăzută pentru că nu existau în standardele anilor 90 când a fost construită casa mea, sunt destul de scumpe, costă
pentru cele 12 ferestre pe care le am eu și ușile glisante din spate, probabil și ușa de la intrare, undeva în jur de 30.000 de dolari, dar consider că este o investiție pe care va trebui să o facem în viitorul apropiat. Nu este un sezon de uragane obișnuit, este pentru prima dată, cum v-am spus, eu locuiesc din 2017 aici, este pentru prima dată când vin 3 uragane într-o perioadă atât de scurtă de timp, într-un singur sezon, și în special acest Milton, care a venit dinspre vest, spre est, s-a format în Golful Mexic, ceea ce nu este obișnuit. Cred că a fost un sezon de uragan extrem de neobișnuit. Wow. Dar puteți spune, doamna Botezan, puteți spune acest lucru? Deci sunteți de aproape un deceniu, sunteți peste ocean. Este mai mult timp, dar chiar mai mult timp. Nu, eram doar curios. Anul și furtuna, așa e acolo pe coastă? Nu e an să fii... Da. Să fii... De obicei, furtunile nu vin în zona Golfului Mexic sau nu intră pe uscat în zona în care sunt eu. Aha. În zona Tampa Bay, practic, nu a fost niciun uragan major de categorie mare, categoria 4-5, care să lovească direct în Tampa Bay din anul 1921. Deci asta înseamnă 103 ani în care uraganele, chiar dacă s-au format, chiar dacă au trecut pe lângă noi, au trecut prin apă la o distanță considerabilă. De exemplu, uraganul Helen a fost la 130 de mile de coastă. A trecut la 130 de mile de coastă, pe când acest Milton ne-a lovit direct. Deci a făcut landfall. Cum? Nu este obișnuit. Cum au gestionat autoritățile ultimele zile? Cum ați observat răspunsul în fața, sigur, a ceea ce putea să fie de nivel 5, slavă Domnului că n-a fost? Da. Cred că s-au descurcat destul de bine, din câte știu eu. Ei au un plan de urgență foarte bine pus la punct și tocmai faptul că nu a fost niciun uragan major în Tampa pentru o asemenea perioadă de timp le-a dat de gândit cu mulți ani în urmă și au un plan de urgență foarte bine pus la punct. Din păcate, acel stadion Tropicana Field din St. Pete, despre care vorbeați mai devreme, era locul în care guvernatorul DeSantis a decis să cazeze personalul de urgență care a fost adus din statele din nord și din statele învecinate, electricieni, utilaje, mașini de intervenții pentru restabilirea curentului electric și apei erau cazați în acel Tropicana Field. Acolo au fost montate și dușuri mobile și toalete mobile. Nu este singurul loc, sunt mai multe locuri în Tampa Bay, mai există un stadion de fotbal în Tampa, mai există o arenă, Amelia Arena, de obicei sunt aduși acești oameni, first responders, dar de data aceasta s-a întâmplat ca acel stadion, Tropicana Field, să piardă acoperișul mobil, acoperișul retractabil și atunci chiar nu știu exact ce s-a întâmplat. Uh-huh, oricum, la un moment dat, azi noapte, în timpul acelui vânt puternic, ploaie torențială, am început să primim mesaje de urgență de la autorități în care mi se spunea că ei nu mai pot să intervină până dimineață și că trebuie să ne descurcăm singuri. De aceea consider că este foarte bine în momentul în care se întâmplă așa ceva să fim împreună cu alți oameni și să fim în legătură cu vecinii. Categoric. În cazul în care se întâmplă ceva rău, să poți să apelezi la cineva. S-ar putea să urmeze zile însorite, ne spunea domnul Turcu puțin mai devreme. La fel sunt veștile, ați înțeles? Adică, cu alte cuvinte, considerați încheiat acest episod? Nu este încheiat, nici pe departe încheiat. Eu văd case inundate, eu văd oameni care și-au pierdut acoperișurile, stația Peco din colțul străzii mele, de unde obișnuia să pun benzină, nu mai are acoperiș. Sunt daune destul de mari, nu știu care este situația, pentru că dacă am fost la prietenii mei, familia din Uporici, care a pierdut curentul electric ieri la ora 4 după masa, nu prea am avut posibilitatea să urmăresc ce s-a mai întâmplat ulterior. Cred că va urma o perioadă lungă în care oamenii vor trebui să curețe și să reconstruiască și să consolideze clădirile afectate. Cred că va fi nevoie de foarte multe resurse și de foarte mulți bani pentru ca această comunitate să își revină la situația inițială.
Corect. Mai ales că ei fusese loviți înainte, cel puțin cei de pe bariera de insule, cum spunea și domnul Turcu, cei care stau foarte aproape de ocean, au mai fost loviți și de uraganul Helen. Chiar auzisem înainte de Milton câteva interviuri care s-au dat la posturile de televiziune locale și acei oameni inundați de acolo, de pe bariera de insule, spuneau că dacă tot se întâmplă această tragedie, să vină al doilea uragan la nici două săptămâni distanță, ei se bucură că vine acum, când deja au pierdut tot și toată mobila, da, și appliance-urile lor sunt afară, decât să vină altă dată după ce ei deja vor investi bani ca să-și cumpere tot măcar, ceea ce le trebuie și să, da, curețe casele. Măcar pentru soarele pe care putem și noi să-l observăm în spatele dumneavoastră, să aveți o zi măcar astăzi, cel puțin astăzi și de aici încolo liniștită. Mulțumesc mult pentru dialogul cu România, cu Euronews.